Slăvit să fie Domnul! Preoților, data trecută am început să vorbim despre domnia de 1000 de ani. Sunt foarte multe lucruri de spus despre domnia de 1000 de ani și trebuie spuse, pentru că dacă măsurăm istoria omenirii și o prindem într-un compas de 7000 de ani, vorbim despre a șaptea parte din istoria omenirii. O perioadă îndelungată. În al doilea rând, este una dintre cele mai interesante perioade din istoria omenirii. Una dintre cele mai fascinante perioade din istoria omenirii. Este foarte, foarte posibil și probabil ca populația Pământului, înainte de potop și în timpul domniei de 1000 de ani, să ajungă la cifre comparabile. Este foarte greu să analizăm, să ghicim, dacă am putea să spunem așa, cam câți oameni erau pe pământ în momentul potopului. Vreau să vă spun că am făcut odată un research și sunt oameni care cred că erau 40 de miliarde de locuitori pe pământ și am găsit câteva studii care merg până acolo să afirme, având în vedere longevitatea oamenilor care trăiau la vremea respectivă aproape 1000 de ani, având în vedere numărul mare de fii și fiice, având în vedere condițiile atmosferice naturale, faptul că nu erau popoare și nu erau războaie, chiar dacă erau crime și chiar dacă era silnicie și răutate pe pământ, unii estimează că populația pământului era de ordinul trilioanelor. Deci sunt cifre uluitoare. De fapt, resursele fosile din omenire reclamă o asemenea cantitate de materie organică în urma potopului. De aceea avem așa de mult petrol, de aceea avem atâtea resurse de cărbuni și așa mai departe. Toată natura, plantele, animalele, oamenii care și-au pierdut viața la potop. Gândiți-vă că în timpul domniei de 1000 de ani, condițiile sunt mult mai bune decât în perioada antediluviană, înainte de potop. Sunt condiții ideale și vorbeam data trecută, când am făcut afirmațiile legate de începutul domniei de 1000 de ani, are loc înlănțuirea diavolului. Deci avem de face cu înlănțuirea, apoi înnoirea pământului, cum citim în Isaia, în mai multe pasaje, deșertul va deveni fertil. Toată planeta va cunoaște o regenerare, înnoirea, învierea. Este vorba de răpirea bisericii care are loc înainte de mânia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu care purifică pământul. Apoi, după domnia de 1000 de ani, înșelarea neamurilor, înfruntarea lor în fața cetății sfinte, acolo unde ei împresoară cetatea lui Dumnezeu, înfățișarea la judecată. Acestea sunt cele trei evenimente de dinaintea domniei de 1000 de ani, înlănțuirea, înnoirea și învierea, și cele trei evenimente de după domnia de 1000 de ani, înșelarea, înfruntarea și înfățișarea. După care are loc marea înlocuire a cerurilor și a pământului cu ceruri noi și pământ nou. În această seară aș dori să vorbesc puțin mai întâi despre poporul sau popoarele care compun populația pământului în timpul
domniei de 1000 de ani. Și în primul rând găsim un popor purificat. Poporul purificat este Israelul. Știți că Dumnezeu purifică prin necaz și prin exterminare de multe ori. Și populația pământului este purificată prin exterminare. Spune Biblia că la începutul domniei de 1000 de ani, oamenii vor fi mai rari decât aurul. În urma războiului la Armagedon și urgiile pe care Dumnezeu le trimite asupra neamurilor, în ziua de răzbunare a lui Dumnezeu. Dar poporul purificat este Israelul. Știți din Roman, capitolul 11, că tot Israelul va fi mântuit. Și ideea ar fi că foarte mulți israeliți ar fi mântuiți. Pavel continuă și spune și anume o rămășiță. Tot Israelul va fi mântuit, dar nu tot Israelul va supraviețui purificării. Va rămâne rămășița care îl va primi pe Hristos ca Domn, care se va pocăi, care va primi harul lui Dumnezeu. Și acesta este Israelul. Hai să citim puțin despre Israelul purificat, să vedem ce spune Scriptura. Mai întâi în Ieremia, capitolul 31. Dacă putem să afișăm Ieremia 31 de la versetul 1. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel și ei vor fi poporul meu. Ne oprim un pic aici. Știți că la ora actuală, în Țara Sfântă, este doar seminția lui Iuda, doar iudei. Și toată lumea vorbește despre 10 seminții pierdute. Ele vor fi identificate și rămășița lui Israel intră în domnia de 1000 de ani, parte din toate semințiile. Eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel și ei vor fi poporul meu. Mai departe. Așa vorbește Domnul. Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustiu. Israel merge spre locul lui de odihnă, care este în Țara Sfântă. Puțin mai operativ, versetul 3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Te voi așeza din nou și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel. Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Vei sădi iarăși vii pe înălțimile Samariei. Cei ce le vor sădi le vor culege și roadele. Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim, sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Căci așa vorbește Domnul, strigați de bucurie asupra lui Iacov, chiuiți de veselie în fruntea neamurilor. Nu uitați, Israelul este centrul pământului și este în fruntea tuturor neamurilor. Înălțați-vă glasurile, cântați laude și ziceți, Doamne, izbăvește pe poporul tău, pe rămășița lui Israel. Iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului. Între ei este și robul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii. O mare mulțime se întoarce înapoi aici. Putem să mergem la versetul 9, însă așteptăm puțin. Ce înseamnă asta? Știm că poporul Israel s-a întors după Holocaust în țara promisă. Și Dumnezeu i-a dat stăpânire. Dar la ora actuală sunt mai mulți evrei în afara țării decât în interiorul țării. Încă mai trebuie să aibă loc o mare întoarcere
a rămășiței tuturor semințiilor lui Israel. Și părerea mea este că sunt foarte, foarte, foarte mulți evrei în lume la ora actuală. Și cei care vor rămâne de la Marea Purificare se vor întoarce în Țara Sfântă. Plângând vin. De ce? Pentru că primesc harul lui Dumnezeu. În primul rând, pentru că e un popor care vine din necaz, din necazul purificării, al exterminării nelegiuiților. Dar rămășița care vine nu se întoarce doar în Țara Promisă, se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Plângând vin și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor, îi duc la râuri de apă pe un drum neted pe care nu se potignesc, căci eu sunt tatăl lui Israel și Efraim este întâiul meu născut. Ascultați cuvântul Domnului neamuri și vestiți-l în ostroave depărtate. Spuneți, cel ce a risipit pe Israel îi va aduna și îi va păzi cum își păzește păstorul turma. Mă opresc aici. Citiți tot capitolul 31, începeți din capitolul 30, citiți capitolul 32. Pasajele acestea vorbesc despre poporul purificat, poporul Israel, care se întoarce înapoi în Țara Promisă pentru perioada de 1000 de ani, pentru domnia de 1000 de ani, când Israelul populează Țara Promisă. Ăsta este primul popor al mileniului, rămășița salvată de Dumnezeu și care se întoarce prin har la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi un popor purificat, în al doilea rând, poporul glorificat. Poporul glorificat este biserica Domnului, cei care învie, incluzând și martirii din timpul necazului, martirii din toate vremurile, care și-au vărsat sângele pentru mărturia lor. Biserica coboară cu Hristos să împărățească timp de 1000 de ani. Am citit lucrul acesta în Apocalipsa, în capitolul 20, data trecută. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Guvernul domniei de 1000 de ani, Hristos și sfinții glorificați. De ce am spus poporul glorificat? Din următorul motiv. În perioada domniei de 1000 de ani, biserica Domnului, poporul glorificat, este în trupuri de slavă. Pentru că la înviere, cei care învie din morminte și cei transformați la o clipeală din ochi, aceștia au trupuri glorificate. Este poporul glorificat al Domnului. În perioada domniei de 1000 de ani, biserica nu este parte din poporul care se înmulțește pe fața pământului, pentru că în trupuri de slavă nu mai sunt bărbați și femei, soți și soții, în trupuri glorificate nu mai formează familii în forma pe care noi o înțelegem și o cunoaștem aici pe pământ. Vă aduceți aminte de pilda în care Domnul Iisus Hristos este întrebat cum se rezolvă criza asta, a cui soție va fi? Și spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ei nu se vor mai mărita, nu se vor mai însura, nu vor mai folosi conceptele și structurile societale pe care le avem astăzi în lume. Deci avem poporul purificat Israel, poporul glorificat biserica, guvernul domniei de 1000 de ani și apoi poporul regenerat. De ce spun poporul regenerat? Neamurile care rămân în trupurile acestea muritoare, în trupurile acestea de carne, ei se înmulțesc și umplu fața pământului, ei formează familii în timpul domniei de 1000 de ani, ei sunt supușii care vin să se închine la muntele lui Dumnezeu, ei sunt națiunile care se formează prin înmulțire
în perioada domniei de 1000 de ani și umplu tot pământul și ei sunt subiectele autorității lui Hristos și a bisericii în perioada de 1000 de ani. Exact cum s-a întâmplat la potop, când Dumnezeu aproape că a exterminat populația pământului și a regenerat creația de la 8 persoane. Nu știm câți rămân în urma zilei de răzbunare a lui Dumnezeu, dar de la un număr mic de oameni, din nou se umple pământul de locuitori, de neamuri, de națiuni, de popoare. Dacă ne uităm în Isaia 65 cu 20, cuvântul lui Dumnezeu vorbește exact despre popoarele, despre națiunile care vor umple pământul. Și ascultați ce se întâmplă în perioada aceasta. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Cu alte cuvinte, sunt muritori, dar longevivi. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. Și cel ce va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos, pedepsit. Asta este populația pământului în timpul domniei de 1000 de ani. Foarte scurt aș vrea să vorbesc despre caracterul acestui imperiu. Dacă putem afișa Zaharia, capitolul 9, versetul 10, Zaharia 9 cu 10, voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Domnia de 1000 de ani este o domnie a păcii. Pace, prosperitate, puritate. Haideți să afișăm Psalmul 72. Psalmul 72 de la versetul 1 este o descriere, un psalm al lui Solomon, al înțeleptului Solomon. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea, ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Se termină cu silnicia și cu asuprirea. Mai departe. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam. Ce se întâmplă? Ne oprim un pic. Ce se întâmplă în momentul în care se termină domnia de 1000 de ani? Dumnezeu nimicește cerurile și pământul. Și când Dumnezeu nimicește cerurile și pământul, se termină cu soarele și cu luna. Dar până la soare și la lună, neamurile se tem de Hristos, de împăratul, care domnește cu absolută autoritate, este dictatura lui Hristos în lume. Versetul 6. Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună, până dispare luna. Mai departe. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Recunoașteți pasajul din Isaia. Locuitorii pustiului își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui și toate neamurile îi vor sluji. Citiți tot Psalmul 72 și vedeți o descriere a împărăției în perioada
de 1000 de ani. Caracterul imperiului, pace, prosperitate și puritate. Nu o puritate interioară a oamenilor, că oamenii sunt încă într-o natură coruptă, chiar dacă diavolul nu mai poate să atâțe neamurile, nu mai poate să-i întărâte. Biblia spune că vor mai fi păcătoși pe care Dumnezeu îi va judeca cu dreptate. El și sfinții, zice, voi veți judeca lumea. Noi vom fi judecătorii neamurilor în perioada de 1000 de ani, când se va administra și impune neprihănirea lui Dumnezeu pe pământ. Capitala imperiului este Ierusalimul. Dacă citiți Isaia, capitolul 60, veți vedea o descriere a centrului, muntele lui Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu, care este sediul împărăției. Toate popoarele pământului vor veni să aducă închinare împăratului în capitala lui. Capitala este Ierusalim. Și conducătorul imperiului este copilul cu toiag de fier. Că vă uitați în Isaia, capitolul 11, versetul 9, este vorba de copilul care stăpânește. Apocalipsa 12 vorbește despre copilul născut de femeie, zice, el va cârmui neamurile cu un toiag de fier. Scumpii mei, vreau să vă spun că, într-un fel sau altul, nimeni nu scapă de domnia de 1000 de ani. Într-un fel sau altul, Hristos este și va fi Domn și Împărat. Și Biblia spune că orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ se va pleca înaintea Lui. Este inevitabil. Într-o zi genunchiul fiecăruia dintre noi se va pleca înaintea Împăratului. De voie sau de nevoie. Știți care este diferența? Dacă astăzi tu n-ai nevoie să vină domnia de 1000 de ani, să-L faci pe Hristos Domnul vieții tale, Împăratul vieții tale, tu n-ai nevoie de împărăția de 1000 de ani ca să fii în împărăția lui Dumnezeu, parte din împărăția lui Dumnezeu. Este șansa ta astăzi să-L faci Domn și Stăpân al vieții tale. Pentru că în domnia de 1000 de ani, să nu fii unul dintre cei care trăiește 300 de ani. Că dacă e tânăr la 100 de ani, poate trăiește 3, 4, 500 de ani. Știu eu câți? Dă-i 900, că nu-i dă din buzunarul meu. Ajunge? Cu toate sutele de ani pe care le-au trăit oamenii înainte de potop. 8 au intrat în corabie. La ce le-au folosit acele sute de ani? Aproape 1000 de ani. La ce le-au folosit? Și dacă atunci a venit potopul de apă și a nimicit lumea de atunci, vreau să vă spun că după domnia de 1000 de ani vine potopul de foc al lui Dumnezeu, care va distruge natura și universul. Nu numai fața pământului o va îngropa în apă, o să îngroape universul în foc. Eu nu vreau 500 de ani în timpul domniei de 1000 de ani. Nu vreau nici măcar 999 de ani, mai mult decât Metusala. Eu vreau mai mult. Eu vreau eternitatea. Și ca să primim eternitatea în această seară, vă invit să ne ridicăm în picioare, să înălțăm o rugăciune înaintea Domnului și să-L proclamăm Domn și Stăpân, Împărat al vieților noastre. Ne rugăm cu toții.